Și trei, protejând legământul, protecția legământului. Versetul acesta pe care l-am citit e des citat la finalul cununilor religioase. De ce? Fiindcă el reprezintă o declarație prin care închei legământul dintre soț și soție. Vedeți, Biblia nu consideră căsătoria un contract unde dacă celălalt nu-și asumă partea lui, tu poți să ieși, tu poți să pleci, tu poți să-l anulezi. Căsătoria e un legământ. E un legământ făcut nu doar înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. De aceea, legământul, spre deosebire de contract, nu se poate rupe când vrea una din părți, ci doar când vrea Dumnezeu, în prezența căruia l-ai făcut. De aceea Dumnezeu se opune divorțului. De aceea sunt doar câteva excepții în Scriptură vis-a-vis de divorț, cu multe clauze. De ce? Fiindcă unitatea lui Dumnezeu e unitatea, e aducerea împreună, e acel singur trup între cei doi. Ultima frază din textul citit, și se vor face un singur trup. Interesant că Dumnezeu îi creează, Dumnezeu aduce împreună, Dumnezeu binecuvântează, dar responsabilitatea este a lor. Ei se vor face un singur trup, el decretează, dar iau responsabilitatea de a duce mai departe porunca lui Dumnezeu. Și nu-i simplu. De aceea e foarte important să ne înțelegem nevoile noastre, să înțelegem lupta în a ne păstra legământul. Deși greu să ți-l păstrezi, aduce binecuvântări, în momentul în care îl calci, inevitabil vor veni consecințe. De aceea cei care ajung să divorțeze fără permisiune biblică nu-și vor găsi fericirea. Fiindcă poți să scapi de soțul sau soția aia, dar nu poți să scapi de Dumnezeu în fața căruia a încheiat acest legământ.